Echipa de handbal a Universității Suceava a reînceput meciurile oficiale pe acest an din Liga Națională pe terenul uneia din candidatele la titlu, CSM București. Partida s-a disputat miercuri seară pe terenul celor de la București. Handbaliștii suceveni au pierdut la 3 goluri diferență, 21-24, după ce la pauză bucureștenii aveau o diferență de numai puțin de 9 goluri. Partida a început într-o notă de echilibru, dar treptat gazdele s-au distanțat la 4 goluri, 8-4, moment în care antrenorul sucevenilor, Adi Chiruț, a cerut timp de odihnă. Din păcate, până la finalul reprizei, scorul era de 18-9. Partea a doua a început cu o echipă a Sucevei total schimbată, mult mai agresivă în apărare. Studenții au profitat de 2 eliminări din tabăra adversarilor și în minutul 43 s-au apropiat la doar 4 goluri. Sucevenii s-au apropiat și la 3 goluri, dar gazdele au reușit să-și conserve avantajul, profitând și de o eliminare. Iar Târzioru a avut ultima aruncare, dar a fost faultat și n-a mai vrut să tragă în zid. Scor final 24-21 pentru CSM București. Am început meciul cu o primă repriză, pot să spun, în care nu s-a făcut absolut nimic, chiar putem spune că echipa noastră a lipsit de pe teren. Nu știu exact, o să mai vedem și mai două zile până la meciul următor, să vedem exact ce s-a întâmplat în prima repriză. Pentru că nu a mers nimic, începând cu apărarea, nici în poarta și plus foarte multe ratări pe 1-1 cu portar. Cu toate că am muncit și am ajuns 1-1, dar nu am reușit să o băgăm în poartă. O repriză care s-a terminat cu o diferență de 9 goluri. Pentru gazde. Apoi, după discuțiile la pauză, am intrat și am avut a doua repriză, pot să spun, extraordinar, pe bună. Să revenim de la o diferență așa mare și să luăm doar 6 goluri. Prin acest lucru am arătat care este într-adevăr valoarea noastră. Dar păcat că nu am putut monta acea diferență care a fost făcută până la pauză. Am discutat cu jucătorii, spun, încă nu am ajuns clar să vedem de ce a fost așa slabă prima repriză. Pot să spun că a fost cel mai slab joc de când sunt la această echipă și sper să nu se mai repete. Duminică de la ora 18, echipa CS Universitatea Suceava va evolua acasă într-o partidă cu Poli Timișoara.